Să deschidem aplicația Photos și să creăm un nou proiect. Vom denumi proiectul Povestea clasei. Să explorăm împreună interfața aplicației Photos. Zona Library arată lista de fișiere folosite la proiect. Zona Storyboard arată cronologia elementelor ce compun proiectul. Zona de previzualizare. Buton pentru anularea ultimei operații. Refacerea anulării. Setarea muzicii de fundal. Setarea fișierului audio atașat fișierului video. Finalizarea proiectului. Buton pentru adăugarea unei secvențe titlu. Buton pentru adăugare text. Buton pentru adăugarea mișcărilor presetate. Buton pentru ștergerea unui fișier. Cu ajutorul butonului de adăugare, se pot adăuga proiectului fișierele componente. Acestea pot fi selectate dintr-o fereastră de explorare sau prin tragere cu mouse-ul. Butoanele de vizualizare permit vizualizarea fișierelor într-o mărime mai mare sau mai mică. Butonul de ștergere permite înlăturarea fișierelor care nu mai sunt folositoare. Vom trage elementele componente fișierului video în zona de storyboard din zona de library. Vom adăuga o secvență titlu. În aceasta vom adăuga text. Vom scrie textul Povestea clasei. Putem adăuga diferite stiluri. Putem seta alinierea. Să vizualizăm cum arată secvența titlu. Îi putem seta fundal. Vom mai adăuga o secvență titlu. Vom previzualiza proiectul.
Vom elimina eventualele bare negre. Putem seta muzică de fundal. Se finalizează proiectul și se poate seta calitatea fișierului video.